Salut, cred. Lucrez ca regizor tehnic de 2 ani într-un teatru. Mie mi se pare că sunt un om așa, dintr-o bucată, cred. Mi se spune de multe ori că sunt așa, împotriva curentului sau ceva de genul. Nu știu exact să mă descriu. Eu sunt pur și simplu. Chiar consider că sunt genul căruia îi place să se piardă mulțime și dintr-o dată să iasă. Bum! Toată lumea vine cu piese mișcate, vreau și eu ceva mai... Da, mai de corazon. Dar planul ar fi să am emoții până în momentul în care începe piesa și după ce începe piesa să mă distrez și să ridic oamenii în picioare. Hai, că urmezi. O urmez? Da. Ce cămașa asta? Așa se poartă. Normal că pentru tine nu era cămașa, că e stilul tău de cămaș. Băi, eu mă tem că are o voce slăbuță. Dar să știi că prima impresie mereu e cea care contează și trebuie să fii al naibii de bun, să o schimbi. Bună seara, mă numesc Cătălina Antal, sunt din Onești. Bun, ia să vedem dacă te ridici. Mele, piesa asta bun. Am cântat-o în principiu cu mama, acum sper să o cântați cu, să o cânt cu voi și să fie bine. Să nu plângi. E foarte tânără, dar e foarte puternică. O simt că e puternică. Parcă văd că face vreo 90. Scorul țintă 59 de voturi. Asta e piesa pe care toată lumea are senzația că o știe cânta. Votul e deschis, să vedem. Picioare, deci 102, că sunt mai grăsuț așa în ultimul timp. Tibi, spune-mi. Mi-au dat lacrimile, sincer. Deci tu mi-ai dat mie o lecție, cum se cântă. Tu ai reușit cu o piesă destul de dinamică să mă faci să plâng. Mulțumesc. Ce tare. Despre asta este vorba aici la Cântă acum cu mine. Asta este foarte mișto, că fiecare suntem atât de diferiți, dar simțim la fel. Ai un timbru pe care eu deja îl îndrăgesc și m-am îndrăgostit de timbrul tău, de vocea ta atât de cărnoasă și... O voce atât cărnoasă, de... asta, de prima oară când te-am... Doamne, ce voce cărnoasă! Că iată-le, te-ai ridicat!
M-am ridicat și, nu știu, până acum oamenii au încercat să vorbească despre vibrații, despre emoții, despre lacrimi și așa mai departe. Tu vrei să ceri niște bani împrumut? Nu, eu spun așa că, dacă în cazul în care câștigi, nu mă... Da, rockerii mei da? Au venit aici și au rupt scena. Bravo! Rock and roll! Mulțumesc! Lori! Da! Prima sută! Incredibil și care vine de unde, băi? De unde, băi? De unde, băi? De la Onești, băi, reprezent! Reprezent! Mi s-a făcut deja, băi, cântecul. Da, băi, stai liniștit. Fata asta cântă de zici că are un izvor de lumină care iese din ea. Sunt mândră că ești prima care a luat punctaj maxim și care a ridicat pe acești 100 de pretențioși în picioare. Ești fenomenală! Felicitări! Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult tuturor. Chiar mulțumesc. Lori zice foarte bine, ai făcut 100 de puncte, însă n-ai nicio garanție că până la sfârșitul acestui show ajungi în finală, pentru că acum, desigur, vei ocupa scaunul liderului, dar nu știi ce se întâmplă de acum încolo. Nu se relaxează nimeni, chiar dacă faci 100 de puncte. Orice este posibil. Cum ți-a părut, tipule? Bă, explic. Senzațional. Da, entuziasmul tău este debordant. Nu, deci senzațional. Eu sunt uluit pentru că este, iată, prima notă maximă. N-am crezut că vei lua 100. Forță, bravo. Felicitări. Bravo, Cristi. Ești bine? Da. Te rog eu frumos, da. 5 secunde închide ochii, ai încredere în mine. Închide ochii și gândește-te la momentul ăsta să-ți rămână în inima ta și când tu nu vei fi bine, gândește-te la secunda asta, când 100 de oameni s-au ridicat în picioare, s-au uitat la tine și te-au aplaudat și au zis bravo, ești cea mai tare de pe pământ. Mulțumesc. Ne luăm la revedere de la Antonella. Iar ce se întâmplă în top 3? Se schimbă toate cele. O avem cu 100 de puncte pe Cătălina, pe scaunul liderului. Apoi cu 66 de puncte, respectiv 61 de puncte, Denisa și Robert. A fost chiar umilă și faină și naturală și avea emoții, dar nu arăta că este așa sigură pe ea și că ne rupe în două. Ne-a rupt în două, frate, deci m-a rupt. Pe toți ne-a rupt. Chiar nu l-am rupt pentru Cătălina, ea a fost colega mea de cameră și sunt super mândră de ea, măcar vreau să câștige ca să mă simt bine, mă dăm seama. Nu mă cucerit să nu mă atrasă și mă gândeam, zic, bă, dar cântă bine, rău. Și la un moment dat a fost un moment de emoție pe care nu l-a creat ea, l-au creat colegii. Și m-am dus pe ăla, vă las crea voi, și am votat. A dat tot ce a putut să dea. Sincer, eu când am văzut-o nu așteptam, știi, să ridice pe toată lumea. Ai văzut? Da. Asta mi-a plăcut la ea, că nu părea. Și pentru că a fost un moment foarte, foarte încărcat emoțional, o să le spun celor 100 ca o pauză.